În această lecție vom discuta despre configurarea, opțiune de a folosi prețuri de achiziție negociate și monitorizarea prețului de vânzare în raport cu acesta. Pentru configurarea acestei funcții este necesar să intrăm în aplicația de gestiune Smart Cash Shop, meniul Program, opțiuni Program, Personalizare Smart Cash, opțiuni implicite, iar în lista opțiunilor implicite, va trebui să identificăm funcția de folosire a prețului de achiziție negociat, cea pe care eu o am în acest moment selectată. Vom bifa această opțiune, urmând ca după aceea, în funcție de solicitările clientului și de politica acestuia, să setăm una dintre aceste funcții conexe, și anume interzicerea recepției pe o recepție a articolelor care nu au definit un preț de achiziție negociat valabil, dacă dorim ca operatorii în magazină să nu poată recepționa produse care nu sunt supuse acestei negocieri, în cazul în care dorim să se poată recepționa, bineînțeles, nu vom pune această bifă. Și de asemenea, avem și o opțiune care permite operatorilor în magazin să poată recepționa produsele și la un preț mai mare de achiziție față de prețul negociat. În cazul în care vrem ca operatorul să nu aibă această posibilitate, această funcție va trebui nebifată, așa cum este în situația de față. Situația cel mai des întâlnită este aceasta, și anume, avem activată funcția de folosire prețuri de achiziție negociate, și de asemenea bifată și opțiunea de a interzice recepția unor articole care nu au un preț de achiziție negociat valabil. Cealaltă funcție, care ne-ar permite recepția la un preț superior, rămâne de bifată. Dar, mă repet, aceste opțiuni se vor bifa în urma discuțiilor pe care le purtați cu managerul de proiect sau cu șeful de rețea. După ce am setat folosirea prețului de achiziție negociat în opțiuni implicite, voi verifica sau voi activa în opțiunea de reguli globale la controlul marginii și adaosului comercial să am activă funcția de monitorizare globală a prețului de vânzare în funcție de adaosul de referință. Dacă această funcție nu este bifată, bineînțeles că va trebui să o bifez.